Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Birthday Cake Survival. Hai să mâncăm puțin tort și v-aș ruga să lăsați și un like dacă vreți în continuare episoade din seria asta. Hai să mergem în primul și primul rând să facem rost de niște lemn. Hai să văd dacă am un topor pe aici. Cred că nu mai am nici măcar topor, nici lemn, nici nimic aproape. Am văzut că nu v-ați supărat în ultimul episod că mi-am dat cu game mode itemele înapoi pe care le pierdusem. Deci e toată lumea fericită, sper eu. Hai să luăm lemnul ăsta și după aia să mergem să facem rost de piatră ca să terminăm acoperișul în episodul de astăzi. Trebuie să facem asta în episodul de azi. Și da, sper că vă place seria în continuare și vreți să o mai vedeți. E luni astăzi, foarte frumos, mai e o săptămână de școală și toată lumea o să fie fericită după. Pentru că e școală altfel, ce poate fi greu în școală altfel? Acum depinde, poate sunt și chestii grele, dar... Deci, nu știu de ce am făcut asta, în fine. Tu ai o grămadă de bucăți de... Oh my god. Ai o grămadă de bețe în inventar, dar tu totuși mai faci. E ok. Nu contează. Hai să luăm 3 bucăți de piatră. Avem nevoie de 3 bucăți. Și aș aprecia dacă nu s-ar duce în lavă fix astea 3, sincer. Pentru că... Ok, hai să mergem să facem un târnăcop și eventual să dormim. Pentru că vine seara. Dar nu cred că putem dormi încă. Vreau să termin acoperișul în episodul de astăzi. Trebuie neapărat să-l terminăm. Nu mai ne permitem să pierdem timp așa aiurea. Bun, bun, bun. Facem ăsta așa, perfect. Cine toată... Oh. Ce căutăm ăsta aici? Nu înțeleg, sincer. Perfect. Dormim. Ok, hai că putem dormi, e totul bine. Deci da, hai să mergem să facem rost de niște piatră. Oh my god, ok, mă mor întâi. Na, oricum nu avem nevoie de sprint acolo. Deci ok. Și v-aș ruga să-mi spuneți ce părere aveți dacă o să las web-ul pe partea asta a ecranului, adică pe partea stângă. Mi se pare puțin ciudat momentan, dar o să mă obișnuiesc și voi o să vă obișniți poate. Oricum o să trebuiască să mă tund și o să fie mult mai ok după aia. Pentru că puteți să vedeți că părul meu stă destul de ciudat, arată destul de ciudat de fapt din partea asta, având în vedere că nu m-am tuns și nu sunt tuns, că am părul extrem de mare. Dar e ok, adică nu contează. Oh my god, mă arunc în apă, e nebun. E nebun. Ok, deci mai e o săptămână de școală. Deja ziua de luni putem să zicem că a trecut. Deci mai sunt doar 4 zile de școală. Ziua de vineri să zicem că nu o să facem mare chestie. Deci 3 zile. Foarte, foarte frumos. Nu știu voi ce părere aveți, dar eu sunt foarte încântat de chestia asta, sincer. Bă, uite-te că intră în lavă, dar totuși mi le dă, că mă bag acolo după ele și le iau. Lol, ești nebun. Foarte tare chestia asta. Deci, aparent, generatorul nostru de cobblestone chiar funcționează. Funcționează super ok. Mi-a zis lumea să mai încep o serie de Skywall după ce termin seria asta, dar nu cred că o să încep iară, adică am avut 2 sezoane. Sezonul 1 l-am avut cu Snake, pe care l-am închis după vreo 4 episoade, și sezonul 2 cu Dani, pe care l-am închis și ăla după vreo 20 ceva de episoade, pentru că pur și simplu nu are rost să faci o serie după ce te plictisești grav, știi? În plus, nu știu, fac serii, încep serii cu persoane și nu le mai termin pentru că... Nu... V-am zis, eu filmez foarte mult seara, gen de pe la 10 seara până pe la 1, 2, 3 dimineața, eu filmez episoadele pentru canalul de YouTube. În momentul în care chiar nu am cu cine să filmez la ora aia, nu pot să filmez și trebuie să filmez singur, deci... V-am zis, nu foarte multă lume stă să filmeze la ora asta, nu foarte multă lume e atât de nebună ca mine să stea la ora asta să filmeze. Și în timpul zilei o să filmez de acum puțin mai des în timpul zilei, pentru că vreau ca noaptea să dorm la ora 1 sau 2 maxim, deci de la 2 până la 7 dimineața, măcar 5 ore pe seară, minim, am zis minim, poate dorm și mai devreme, la 12, 1. Dar... Asta rămâne de văzut, știu că poate vouă vi se pare, bă, Max, dar eu dorm mereu la 12. Da, știu, și eu o să încerc să dorm așa. Însă nu știu, frate, chiar dacă filmez foarte repede, mă pun în pat, stau pe telefon și găsesc, frate, ce să fac pe telefon, nu știu cum, intru pe toate porcăriile, deci intru pe Tumblr, pe Ask.fm, pe Facebook, pe Instagram, deci nu știu, pierd vremea aiurea. Păi ești nebun cât de repede. Doar ca să nu dorm și... Poate n-ar trebui să fac asta. Poate ar trebui să dorm exact cum... Exact cum mă pun în pat, știi? Hai bă, că dacă nu ne ajung astea, o să fie nebunie. Dar eu zic că ne ajung.
Să avem grijă cum mergem acasă, să nu mai fie nevoie să ne dăm game mode, să ne luăm itemele. Ultima dată a fost destul de nasol, sincer. Am văzut că nici vouă nu vă prea convenit, deci e ok. Holy fuck. Ok, hai că o să încercăm să-l omorâm în... într-un stil mai... mai safe, știi? Ok, nu cred că o să explodeze. Doamne, dacă exploda era nebunie. Dar oricum l-am adus acolo, deci nu prea stricau multe chestii. Hai să ajungem acasă. Hai să facem, uite, așa. Perfect, nu știu dacă... Păi ești nebun. Eu imediat mor de la nebunii ăștia. Mai da bă în mine. Hai zi încă mori azi. Doamne, cât de greu moare, ești nebun. Un târnăcop, am și eu un târnăcop. Hai să facem un târnăcop eventual, pentru că e posibil să avem nevoie. Perfect, și hai să ne urcăm aici sus. 4, perfect. Punem astea aici. Da, eu zic o să ne ajungă, nu știu ce părere aveți voi. De fapt, ajungeau și mai puține, sincer. Dar nu știu exact cum fac sus de tot. Să pun o, pur și simplu o bucată de cobblestone. Nu, 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 hai că am eu o idee acum. Ne-o venim așa pe loc ideile. Să facem să arate totuși bine căsuța noastră, nu? Facem, fratele meu, slaburi. Cred că ne ajung, clar ne ajung astea. Hai să urcăm înapoi aici sus. Perfect. Oh my god. Oh my god. Hey, nu-i bine. Nu-i bine. Perfect, așa. Bun, bă, eu zic că arată mai mult decât genial. Deci chiar mai mult decât genial. E acoperișul ăla clasic, asta știu, o să-mi ziceți mulți, Max, de ce faci acoperișuri clasice pe seria ta? Bă, da, îmi place cum arată, chiar îmi place cum arată, chiar îmi place ce a ieșit aici. A fost o treabă destul de bună, nu mă pot plânge. Nu știu ce părere aveți voi, dar căsuța noastră arată așa într-un fel, știi? Din păcate nu avem sens să facem rost de geamuri, dar e ok, hai să punem toate aici și să ne aruncăm. După care o să mergem la ferma noastră să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Perfect. Mă uitam să nu am ceva în inventar, că mi s-a mai întâmplat. De fapt, mi s-a întâmplat să cad din mapă. Dar, na, probabil știți și voi. Hai să mergem la ferma noastră să vedem. Ok, văd că s-a mai făcut puțin, puțin de tot sugarcane. S-a făcut și melonul, deci e bine. Fermele noastre evoluează încet, încet. Deci nu putem să fim altfel decât fericiți. Aici avem pumpkin. Aici avem pumpkin, aici avem melon. Deci pe partea asta e melonul, e melonul și partea asta e pumpkin. Foarte frumos. Asta văd că nu a mai crescut. Destul de greu crește, sincer. Și ce mai vreau să facem în episodul ăsta? Vreau să mai mergem puțin pe insula aia. Mi-a zis cineva că era sand pe insula asta. Dar sincer nu știu dacă era adevărat. Adică nu mai rețin. Parcă era gravel, dar era și sand. Ok, probabil știți și voi fabrica, dacă nu știți fabrica înseamnă că nu ați urmărit episoadele trecute și nu știu cum de vă uitați la episodul ăsta. Adică nu știu, ciudat să vă uitați la episodul 10-11 dintr-o serie și să nu urmăriți episoadele trecute, știi? E foarte ciudat, mi se pare mie așa puțin, puțin ciudat. Hai să vedem ce e aici. Aici e portalul din Nether. Aici sunt oile astea. Na, nu e frate nimic. Oh my god. Dăm un bloc de ceva. Ok, dăm ăsta. Hai să-l punem acolo să nu cadă oile noastre. Pac, perfect. Bă, văd că astea sunt încă aici. O să trebuiască să le aducem cumva înapoi pe insula noastră. Dar nu cred că o să fac asta în episodul de azi. Deci, ca să înțelegeți voi cum stă treaba. Oh my god. Ok, aia e piatră simplă. Stone slab, de fapt. Hai să mergem înapoi și hai să vă explic cum stă treaba. Cam ce ar trebui noi să facem. Gândiți-vă, deci, de la... LOL cu bedrock. De la zona asta pe care o vedeți în spatele meu. Adică, asta. O să trebuiască să aducem oile pe drumulețul ăsta. Până acolo, pe insula noi. Durează foarte mult chestia asta și nu știu exact cum ar trebui să o fac. Însă pentru asta e nevoie de o grămadă de lemn sau de o grămadă de cobblestone și prefer sincer lemnul pentru că e mult mai rapid.
sau poate cobblestone, să stau să iau cobblestone, să stau eu AFK vreo 10-20 de minute să iau cobblestone, bine, nu AFK, să stau să țin click-ul pe pickaxe, înțelegeți voi la ce mă refer, sau nu știu exact cum altfel ar trebui să fac, adică, și unde găsesc sand? Asta e altă întrebare de-a mea foarte bună. Aș avea nevoie de sand ca să fac geamuri și probabil știți și voi că avem nevoie de sand pentru geamuri. Mi-a zis cineva să fac geamuri, neapărat, da. Unde să spun? Ven spawner după casă. Oh my god, oh my god, fraților. Nu-mi zice că s-a întâmplat asta. Nu cred. Bun, avem nevoie de o sabie înainte să mergem noi în aventura noastră nebună. Nu știu de ce fac asta, sincer. Oameni, mi-e frică. Oh my god. Oh my god. Fucking kidding me, e spawner aici. Holy shit, no! Cred că am uitat să fac ceva, cred că am uitat să fac ceva la acoperiș. Cred că trebuia să mă gândesc mai repede la chestia asta. Holy fuck! Cum e chestia asta posibilă? Îmi zice și mie. Jumate de inimă. Cine se gândea că cineva o să vină și o să strice tot ce am făcut? Un creeper. Ok, nu sunt multe blocuri, sunt vreo 5 blocuri acolo pe care o să le punem destul de ușor, dar o să reparăm în următorul episod pentru că deja trebuie să încheiem episodul. Hai să dormim. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa!